Bună, mă numesc Luis Șerb, am 21 de ani, fac karate de la 6 ani jumate și în urmă cu 2 ani mi-am deschis o sală de karate la Vișoara. Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru acest sport? Păi, pasiunea pentru acest sport mi-am descoperit-o când am fost mic. Îmi plăceau foarte mult filmele cu artele marțiale, Van Damme, Bruce Lee și mulți alți actori. Și când am început să mă duc la karate de primele cursuri, mi-a plăcut și după aia, după câțiva ani, am început să particip la primele competiții și pasiunea a apărut încet, încet, n-a fost din prima. Cine te-a încurajat sau ce te-a făcut să deschizi o sală de karate tocmai în Vișoara? Păi mama m-a încurajat. Pe vremea aia făceam naveta la Cluj, la antrenamente și aveam spațiul ăsta gol, aici unde suntem acum în sală. Și am decis să fac o sală de karate pentru mine, ca să mă antrenez acasă, să nu mai trebuiască să fac naveta până la Cluj. Și după aia, după ce mi-am renovat sala, mi-am cumpărat tatami, mi-am aranjat sala aici și după aia mama mi-a spus de ce nu deschizi și o sală pentru copii. Ar fi o idee bună. La început nu prea vroiam, pentru că consideram că nu aveam destulă experiență, dar cu timpul am acceptat ideea și am deschis. Am avut primii elevi, colegi de-a lui David, fratele meu, și după aia încet încet am făcut promovare și așa s-a lansat. Care au fost cele mai bune rezultate ale tale sau ale clubului de până acum? De ce ești cel mai mândru? Rezultatele mele personale, mondiale, europene, asta s-a întâmplat în altă federație. Acum sunt în federația VKF, Federația Oficială de Karate, și am câteva titluri naționale. Internaționale deocamdată nu în această federație, dar o să urmeze. Iar a copiilor, am câțiva copii care au urcat pe podium la campionatul național, David și încă câțiva copii. Și deocamdată suntem doar la început, dar sperăm pe viitor și cam ăsta este și obiectivul, să avem rezultate și mai bune și pe plan național și pe internațional. Câți copii antrenezi în prezent? Deocamdată avem jur de 15 copii. Au fost mai mulți în trecut, s-au mai dus, au mai venit alții, acum așteptăm să vină și alți copii noi. Avem o grupă de competitori în care facem doar pentru performanță și doar pentru competiții și alte grupe mai mici. Poți să ne dai câteva detalii legate de antrenamente sau cine se poate înscrie în club? Păi toată lumea se poate înscrie în club. Detalii despre antrenamente, noi punem foarte mult bază pe condiție fizică, pregătire fizică și pe de altă parte și pe pregătire tehnică, adică tehnica de karate în sine. Noi facem mai mult sport de performanță, nu facem autoapărare, self-defense, nu, facem doar sport, îmi pregătesc sportivii pentru competiție și când copiii ajung la un anumit nivel în care consider eu că sunt pregătiți să participe la competiții, atunci vorbesc cu părinții, le cer acordul și îi duc la concurs. Pentru asta îi pregătim, doar spre competiție. La momentul actual nu avem nicio fată în club, dar am avut în trecut, din păcate au plecat, dar încurajez să vină și fetele la karate. Este un sport care le poate ajuta foarte mult să aibă încredere în ele, să le dezvolte fizic, mental și eu cred că sportul ăsta se potrivește foarte bine și la fete, și ca și la băieți. De ce karate și nu orice alt sport? Karate pentru că este un sport foarte complex, foarte complet. Este un sport în care folosim toate părțile corpului, brațe, picioare, avem tehnici cu palma deschisă, avem tehnici cu pumnul, avem secerări. Spre exemplu, în alte sporturi folosim doar secerările, cum este de exemplu la judo. Folosim doar picioarele, ca și la taekwondo. Deci sunt la karate sunt o grămadă de tehnici și este foarte complet sportul. Este un sport care dezvoltă și capacitățile mentale. Înveți autocontrol, înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, cum să-ți controlezi emoțiile în momentele de competiție, în momentele când ești stresat. Deci este un sport care te ajută și în viața de zi cu zi, să poți să-ți controlezi emoțiile în orice fel de situație. Care sunt obiectivele viitoare sau visele tale personale, dar și ale clubului? Deci, pe plan personal, obiectivul meu mare în următorul an, anul acesta, este să ajung în Premier League. Premier League-ul este o ligă închisă în care participă cei mai buni sportivi din lume, în special cei din top 32 în rankingul mondial.
Deocamdată particip doar în Serie A. Serie A este o ligă deschisă în care participă toți sportivii legitimați în Federația VKF, dar ca să ajungi în Premier League trebuie să fii minim top 100 în ranking. Deocamdată sunt doar în top 200, mai am încă câteva locuri de urcat, dar o să ajung cu siguranță în top 100. Iar pe planul clubului, deocamdată avem obiective naționale, campionat național, Cupa României, Open României, iar după aia, încet, încet, ne mutăm și pe plan internațional, în care aș vrea să înscriu câțiva sportivi la Youth League. Youth League este tot un fel de Serie A, dar pentru copii, pentru tineri, categoriile mai mici, până la 21 de ani. Deocamdată am un singur sportiv la Youth League, este vorba despre David Șerb, este fratele meu, dar sper în viitor să am mai mulți sportivi care pot participa la Youth League. Bună, mă numesc Șerb David, am început karatele de la vârsta de 3 ani, locuiam în Belgia, antrenat de fratele meu, lui Șerb. De mic am asistat la competițiile fratelui meu și am început să fiu atras de acest sport. Am început să mă antrenez și să particip în competiții. La început, când am participat în prima competiție, am fost emoționat, dar după când am văzut că câștig, a fost un pic mai bine și n-am mai avut așa emoții. Cea mai mare realizare a mea a fost când am fost campion național anul trecut la categoria de under 12, dar anul acesta, urcând într-o categorie de under 14 kata, am reușit să iau locul 3, fiind la kata avansați. Felicitări! Unde îți dorești să ajungi pe mai departe? Îmi doresc să ajung mai departe în circuitele Serie A, câștigând prima dată în Youth League, și mai departe îmi doresc să ajung tot în Premier League. Cât de des te antrenezi pentru asta? Păi mă antrenez destul de mult. Mă antrenez de 5 ori pe săptămână, pregătire fizică și pregătire tehnică, iar înainte de competiții am antrenamente conduse de fratele meu. De ce recomanzi acest sport și altor copii? Recomand acest sport altor copii pentru că te ajută să te dezvolți fizic și să ai încredere mai mult în tine.